Hei, înainte de a începe, nu uita să te abonezi și să activezi clopoțelul de notificări pentru a fi la curent cu cele mai noi episoade de pe canal. Salutare și bine ați venit la un nou episod de Clash Royale pe canalul Game Over. Hai să începem cu chesturile. Avem aici un silver chest cu 160 de gold, avem wildcard și flying machine. Mai avem aici un chest cu gold, din care primim 1400 de gold și mai avem un crown chest în tire plus 10 rare. Avem 500 extra gold plus ce mai primim din chest. Avem aici un wild card, avem rascal, spear goblins și weasel. Bun, și reușim să strângem peste 100.000 de gold și vom maxa o nouă carte. De data asta vom maxa o legendară și legendara care e cea mai aproape de numărul maxim de cărți este logul, pe care vom aplica niște wildcard-uri. Avem 11 bucăți, adică fix cât ne trebuie pentru a avea 20 din 20 și a putea maxa această carte. Acum că o avem maxată, o să facem și start, pentru că avem suficient star points. Și vom continua cu meciurile din episod. Bun, o să începem cu un meci în arenă. Încercăm să atingem acest reward, să mai luăm un wildcard, pentru că abia le-am consumat pe toate. Și haide să-i dăm drumul. Jucăm cu Omega, care se pare că e din China. Să punem Tesla în centru. Am pus un pic la dreapta, dar pare să fie ok. Și aș muta atacul pe partea stângă. Încercăm aici un push cu... Să dăm aici o rachetă. S-ar putea să pună un giant sau un tank. Poate gole. Așa că vom aștepta să avem elixirul pe full. Stau aici și un arrows. Spune mini P.E.K.K.A. Ar trebui să elimine acel Mega Knight. Da, și greșim aici cu arcașele. Ne luăm o grămadă de damage pe turnul din dreapta. Punem Valkyra, dar destul de târziu. A pus din nou Warnance-ul. Da, s-ar putea să scoată Valkyra. Oricum trebuie să punem Tesla. Ne apărăm de acest atac. Și hai să trimitem un push cu focul pe partea stângă. Probabil va pune Mega Knight-ul. Încă n-are elixirul suficient. Să dau și un arrows aici. Da, și trebuie să avem grijă de turnul din dreapta, pentru că am luat destul de mult damage pe el și sunt șanse mari să-l pierdem. Pune din nou Witch-ul acolo, să punem aici Valkyra, să punem arcașele din nou, le punem pe partea greșită. Da, încercăm un și pe stânga, reducem din diferență și avem șanse să obținem victoria în acest match. Punem mini P.E.K.K.A. aici. Spun și Hog-ul. Pus acolo Mega Knight-ul. Spunem Tesla și va trebui să încercăm un push pe partea stângă, dar nu știu momentan cu ce să trimitem.
aici un mini pack, auzi că pom de... și din păcate pierdem meciul. Da. Mergem mai departe. Ne-am depărtat de acest reward, avem nevoie acum de două victorii să putem ajunge la el. Dar vom continua cu meciurile din turnament. Vedem că a început turnamentul și o să încercăm câteva meciuri aici. Bun. Începem cu arcașele din spate. Punem de fapt pe partea stângă să oprească acele fire spirite. Trimitem aici și fogul. Și are prinț. Punem palchita. Da, scăpăm destul de bine din acest atac. Pregătim și noi un push. Probabil tot pe partea stângă. Așteptăm să vedem ce va face. L-a pus un Magic Archer acolo. Nu știu dacă merită racheta. Probabil că nu. O să dau un freeze cu secvență. Și vom scăpa de toate trupele lui cu mini P.E.K.K.A. Scăpăm de Magic Archer. Scăpăm și de minion, de scheletoni. Și o să scăpăm și de acest Hog. Da, avem un avans destul de mic. Aproape 300 hit points. Și încercăm să-l păstrăm. Să începem din nou cu mini P.E.K.K.A.-ul pe partea stângă. Haideți să scăpăm de prinț. Probabil va da scheletonii aici, așa că voi încerca un Prieros. Da, și reușim să ajungem pe tur cu mini P.E.K.K.A. Practic, partida e ca și câștigată la ce am văzut până în acest moment. Nu cred că are cu ce să ne facă vreo contră. Spunem Tesla în centru. Deci foarte probabil deja a abandonat meciul. Încercăm un push pentru trick round. Să trimitem mini P.E.K.K.A.-ul pe partea stângă. Și o să dăm aici cu freeze. Ține prima victorie din turnament. Și haideți să mergem mai departe. Da, o să avem două trade-uri comune, parcă. Bun. Motor reward avem 10 gemuri, după care două epice. După care un ceschi. Și apoi gold. Din nou trade-uri și din nou gemuri și case-ul. Bun, hai să dăm drumul cu meciul numărul 2 din turnament. Cred că vom da 3 meciuri sau poate chiar 4. Vedem cât de mult ne întindem cu ele. Începem cu mini P.E.K.K.A. din spate. Spun și... hai să dăm rachetă pe Witch. Și arcașele în spatele mini P.E.K.K.A.-ului. Da, reușim un hit, poate chiar două. Nu, un singur hit cu mini P.E.K.K.A., dar suficient încât să-i luăm o grămadă de hit points. Să vedem cum scăpăm de acest atac. Spun Tesla. Da, scăpăm de baloane, dar oricum ne luăm o grămadă de damage și scorul e destul de strâns în acest moment. Să punem Valkyra din nou. Punem pe din spate sau putem să ne apărăm de prinț. Să pun și arcașele aici.
Bun, păstăm racheta, o stăm undeva pe pod. Sau nu? Spune mini pe ca un. Oh, și ne-a rupt cu minionii. Cu beții. Am și tot am cu minionii de ceva zile. Hai să vedem. Cred că o să încerc un atac cu Hog și... Sau hai mai bine așa. Să dăm aici un freeze. Scăpăm de... Foarte probabil va da clonă pe balon. Da. Și pierdem și turnul din stânga. Rămâne foarte puțin la viață. Încercăm să dăm totul pe partea stângă. Sperăm că va rezista turnul. Să punem aici Tesla. Să trimitem și Hog-ul. O să pun și o valchiră pe Witch. Să dăm un freeze neapărat. Altfel vom pierde turnul. Trimitem mini pack-a din spate. Punem și Hog-ul. Dăm un Eros acolo și cu un freeze și ar trebui să-i scoatem turnul cu mini pack-a. Da, excelent, excelent jucat. Reușim să obținem victoria. Un meci greu. O emoții până la final. Bun, luăm și următorul reward. 10 gemuri. Și haide să dăm al treilea meci. Sperăm să obținem o nouă victorie. Să începem cu arcașele din spate. Să punem și Valkyra. Să încercăm să mutăm jocul pe partea dreaptă. Acolo un... Oh, ce bine mergea... Ce bine mergea Erosul. Îl vom da acum. Punem aici arcașele, scăpăm de acel Fire Spirit. Da, s-a apărat destul de bine. Are cărți foarte ieftine. Dar să vedem cum va rezista acestui atac. Da, ce bine, are Tesla. N-aveam ce să-i facem. Spun și eu Tesla pe centru. Probabil va trimite... Goblin Drill-ul. Punem arcașe pe aici. Trimitem o Valkyra în față. Da, așteptăm un Eros. Da, un deck cel puțin interesant cu cărți foarte ieftine. Spun mini pack aici. Punem și arcașele. A, doar că s-ar putea ca pe final de meci să fie la noi avantajul.
vom vedea. Oricum, se pare că are... Stă foarte bine pe Elixir. Are cost foarte mic pe Cycle. Și nu prea avem ce să-i facem. Da, pierdem acest al treilea meci. Ar fi fost grozav să obținem 3 victorii din start. Bun. Da, păi cam atât episodul de azi. Sper că v-a plăcut și noi ne revedem data viitoare. Pa, pa! Everything changes.